situația devenea din ce în ce mai insuportabilă în gherlă. Agresivitatea era dusă la extrem. Rămăseserăm ca hrană de bază în bucățica aceea de 75 de grame de pâine de dimineață și în turtoiul de la prânz. Prima luare de contact cu gherla după ce a fost, după ce porțile s-au închis în spatele nostru, a fost o cuvântare a comandantului, unul din mari criminali acestei țări, care a murit liniștit în patul lui, Goiciu, este vorba de Goiciu, care, din a cărei cuvântare am câteva cuvinte pe care le traduc mot a mot, nu le-am uitat. Le-a spus, printre altele, să țineți minte că aici este gherla și de aici nici pasărea nu mai iese. Și cine iese de aici, iese numai cu picioarele înainte. Practic, nu realizam treaba asta, cât puteau să fie de bestii. Agresivitatea gardienilor era însă maximă. Oricare dintre ei avea dreptul chiar să te ucidă. Pe cei tineri îi întreabă, ce-i tatu, mă? Dacă spui că e preot, te omoară. Păi cum să mă omoare, domnule? Da, mă, te omoară. Și vă spun, tată, noaptea, că zic, ce să spun, păi, mă mai întrebi. Păi știu că e potgoreanu și zice ceva vie mai multe ca să aibă motiv să-ți mai dea ceva, un pumn sau că să scăpă un pumn, doi. Și, într-adevăr, a doua zi exact așa s-a întâmplat. A început să aud ușurile, trâng, zăboarele, pac, 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 pac. Și când a ajuns la mine, cine a venit aseară? Un pas înainte. Am făcut un pas înainte. Și ce-i tatu, mă? Zic, potgorean. Câtă vie are? Am zis și eu 3 hectare, abia 1 hectare. Bă, ceaburul are, a venit, mi-a dat 2 pumni fiecare, mi-a dat o cismă, m-a încăzut jos și a plecat. Notițiile au fost extraordinar groaznice. Teroarea a atins apogeul în 58. Mâncare slabă, foarte slabă, chiar murdară. Morcov murat în cuțit, în care băgau subproducte aduse de la deci, ce erau mații cu tot cu balegă. În toată foamea nu mai puteai să le primești, că omul se adaptează și de multe ori, să știți, că până și o bucată de lemn devine hrană. Foarte rar câte o zeamă de fasole în care pusese fiertă fasole, arpacașul, turtoiul și feliuța de pâine de dimineață. Noi numai cu puterea lui Dumnezeu am trăit, să știți, mâncare nu. În somnul acela chinuit în temniță, mâncai toată noaptea, visai mese întinse, care îți induceau până și în somn un timp până în mădăba oasă. Teroare cumplită și psihică și fizică. Psihică exercitată și prin înfometare și prin teroarea la care erai supus, liniște, să vorbești numai în șoaptă, să fii dus de curcolo numai legat la ochi sau cu cătușe la mâini. Era o presiune psihică asupra ta care te măcina. N-aveam aer, erau tras obloanele, aproape erau numai crăpate, eram într-o cameră
cât asta era 30-40, pe patru suprafuse, paturi de fier, patru paturi. Și ne scotea la plimbare fără încălțăminte. Adică când îi spunea pregătirea pentru plimbare și îți da drumul camera respectivă, e la etajul 3 sau la 4, mergeai în vârful degilor până jos, cu galenți în mână, cu păpuci în mână, și acolo îi luai în picioare. Te învârteai de 3 ori, 4 ori și pe urmă gata de băga în cameră. Eram disculți cu bocancii în mână. N-aveai voie să ieși în bocanci, că bocancii erau cazoni și aveau ori potcoave, ori plachiuri și s-auzea. Și de ce? Puteai fi numărat. Sau ziceau ei, îți zgârie mozaicul. Și da cu ceară și să nu zgâriați mozaicul. Aiurea, fals. Erau instruiți să nu, ca să nu, după numărul pașilor, să știe ei din celula de alături cât sunt dincolo. Noi știam, că până mor se cu o viteză uluitoare se răspunde. A venit unul din Brașov, a venit unul din Moieciu, din Bran, de nu știu unde. Întrebați-l, aveți pe bunul din Bran, dacă vreți să știți ceva, e arestat în anul putare, luna putare, îi proaspăt arestat, e venit acum, cine vrea să știe ultimele noutăți din satul lui sau ceva. De genul ăsta, da, repede circulau aceste informații. Teroare pentru orice, n-aveai voi nici să discuți, nici să te rogi, nici... Omul de azi nici își închipuie, nu cu o carte, cu o fițuică de hârtie nu se putea. Făceam niște tăblițe din săpun, răzuiam cu o bucățică de sticlă, răzuiam și făceam cu apă niște tăblițe, se uscau pe gratii, am pus să se usuce pe gratii la ceam, s-a făcut așa și pe aia scriam cu o bucățică de sârmă ascuțită pe ciment, înțelegi? Scriam cuvinte străine sau conjugări sau declinări sau poezii și aia... Dacă te prindea și cu aia te omora în bătaie, îți dădea 7 zile izolare sau chiar 14 zile izolare, care putea să-ți fie fatală, că îți distrugea sănătatea, înțelegi? Izolarea putea să fie de 7, de 14, de 21 de zile. Ce însemna izolare? Însemna o celulă separată în care erai dus, în care se găsea un pat fără saltea, numai cu fiarele pe el, puteai să fii cu lanțuri și cătușe, sau numai cu cătușe, sau numai cu lanțuri, sau și lanțuri și cătușe. La izolare primeai de două ori, două zile la rând, de două ori pe zi, câte o cană de apă caldă cu sare, deci asta era hrana, și a treia zi primeai rația de deținut. Deci din 7 zile aveai 4 zile când nu mâncai, nu beai decât apă. Geamurile în exterior de gratii erau bătute în scânduri una lângă alta, un fel de obloane care, în funcție de care era pulsul în politica externă, de ce se întâmpla în lume, conflictele dintre cele două lagăre, s-apropiau acele obloane sau se depărtau de perete. Situația devenea din ce în ce mai insuportabilă în gherlă. Agresivitatea era dusă la extrem. Și s-a făcut un fel de grevă. Teroarea a izbucnit la ultimul etaj, la camera mare ale frontieriștilor. I-or strâns pe toți și i-or băgat în camere mari, camere de 100 de oameni. Acești frontieri, majoritatea copiii tineri, care fie din aventurism, fie din motive politice, au încercat să treacă granița, fie spre Ungaria, fie spre Iugoslavia. Se sufocau, nu mai pot de cald acolo. Și strigau, dați geamuri jos, că le-o lipit complex și la noi le-o lipit. S-au baricadat cu paturi. Și au strigat la ferestre, au dat obloanele jos. Și au început să spere în cor, jos cu teroarea lui Boiciu. De acolo conflictul s-a extins, au început să manifeste, să aprindă saltelele, să arunce jos. Au bătut cu picioarele de pat, demontate în uși. Bătăi de ceai că sparg ușile. Să vină comandantul, să vină tare, să revină la un regim de detenție mai uman. Să li se dea pachete, medicamente, nu știu ce. Mai intervenit pe domnul procuror, mai intervenit după aceea
au dus armată? Securitate și au fost cu pompieri, cu pompe de apă. Ei când au văzut, au blocat cu saltele în geam. Și furietul ăla s-a auzea, cum l-au deținuți. A spus că e un incendiu și de-aia trec pompierii. Eu liniștit, s-au băgat peste ei și s-a început bătaia, dragii mei. Trecuți prin cordon de ciomăgari, așa cum îi văd, în maieu și cu ciomagul în mână, se trecea prin cordon și fiecare lovea unde nimerea. 30-40 strigau, culcat, culcat pe pământ și cu cizmele noi culcați pe jos, 30-40 au trecut peste noi cu bântele și cu așa, și așa am stat vreo 5-6 ore. N-au făcut asta numai cu camera, ci au luat, au început să ia pe rând și alte camere unde știau că au nesupuși. Unde știau că se organiza câte ceva. A venit și rândul camerei noastre. La fel, ciomăgarii, când și de la etajul 3 trebuia să coborâm scările printre ciomăgari, care ajungea. Și cum fugeau, fugeau între caralii și care îi loveau, fie cu un picior de masă, fie cu... până când... cei mai mulți n-au ajuns jos de la ultimul etaj, că au căzut și au rămas acolo. Imaginea pe care nu o uit niciodată, sânge pe jos, închegat și proaspăt, sânge pe pereți, sânge care încă se mai prelingea sau sânge care se fixase, se închegase. Era ca într-un abator în care sacrificai animalele și împrăștia, atunci când le tăiai, se împrăștia sângele peste tot. Venea și te scotea din celulă, fără să fii vinovat, tu ești afară și da 25 la fund. Zicea că așa a fost pe timpul lui Antonescu și le aplică regimul lui Antonescu. Dar acele 25 nu erau 25 niciodată. Pentru că iarăși interveneau ei și mai adăugau și ei ceva. Spuneau să numeri. Și dacă nu numărai, spuneau că nu știu câte au dat și că trebuie să o ia de la început. Dacă număra, spunea că ai greșit, ai sărit. Bătaia la fund se făcea cu un cearșaf ud. Deci, peste fundul gol se punea un cearșaf și din două părți de obicei loveau doi inși cu... aveau niște vergi speciale, loveau cu ele ca să nu crape, să țâșnească sângele. Dar pe urmă se făcea crustă, după ce duceai, se făcea crustă și cea mai mare de tortură era să iei bătaie peste bătaie, peste crusta aceea. Era groaznic. Sara nu avea voie să mai intre în celulă după stângerii ei, dar la noi s-a întâmplat foarte de multe ori să te cheme, deschidă vizeta aia pe care îți băga gamela cu mâncare și îți cerea mâna și la palmă îți dădea. E bine, m-am învățat minte, pe urmă n-am mai dat mâna afară, știi, că oamenii se supuneau. În timpul ăsta, în 59, iarna lui 58-59, a apărut o gripă spaniolă. Nu s-a dat nicio pastilă. Când s-a agravat chestia asta, caraliei, cum le spuneam noi, când făcea schimbul dimineața și seara, nu mai intra în celulă. Deci deschidea vizeta de jos, se uita pe vizeta și cu o dință la gură și număra oameni. O murit oameni. Dacă asta n-a fost o crimă multiplă, ce s-a întâmplat în 14 iulie la Gherla, 58, nimic n-a fost. Și s-a mers așa până în 59 august, când au venit să facă loturi pentru muncă.